Bună ziua, stimați consătieni, stimați oaspeți ai satului. Astăzi, 26 octombrie, conducătorul artistic al Casei de Cultură, lucrător emerit al culturii din Ucraina, domnul Mihail Petrovici Diaconu, împlinește o vârstă frumoasă de 65 de ani și cu această ocazie ne-am adunat astăzi să-l felicităm, să concertăm și să vă aducem la inimile dumneavoastră un concert de suflet. Vă rog să ne susțineți cu aplauze și cu căldura voastră sufletească. Noi ne vom stărui să vă încântăm cu cântecele noastre frumoase și într-un ceas bun. Acum ofer cuvântul gospodarul satului, primarul Glopina Valentin. Bună ziua, stimați oaspeți! Astăzi am o mare plăcere să fiu și eu prezent la o sărbătoare mare, ziua de naștere a lui domnul Mihail Diaconu. Am spus mereu, 5 ani în urmă, că Mihail Diaconu îl putem asocia cu un vin francez. Cu cât mai mulți ani are, cu atât e mai scump și mai dorit. Vreau să vă spun că chiar azi, în cinstea lui Diaconu, Mihail, primăria satului Voloca a deschis și un pod nou, care 10 ani am așteptat când avea el vârsta de 65 de ani și azi am deschis un pod nou. Dați-mi voie, din partea lui domnului Diaconu, să prezint oaspeții care el i-a invitat azi la această țară. În primul rând, aș vrea să prezint pe protopopul raionului Hriboca, preotul paroh al Bisericii Sfântul Nicolae din Vologa, Vologa Ioan Gordon. Șefa secției de cultură a raionului Hriboca, Repina Olena Mircevna. Caratescu Vladimir, conducător artistic, Casa de Cultură, Hliboca. Șeful Radei Raionale, Gumenului Vitalii Vasilievici. Iurii Levcic, directorul Centrului Bucovinean pentru conservare și promovare a culturii. Ion Paulenco, artist al poporului Republica Moldova. Am o deosebită plăcere să vă prezint o persoană nouă care cred că va fi mult mai des la Voloca. Asta este consul general al României la Cernăuți, Irina Stănculescu. Ministru consilier Ionel Ivan, o persoană care cunoaște bine Voloca. Medvid Miroslav, specialist principal al culturii a administrației de stat Cernăuți. Volocianca Felicia Toma, redactor ziarul Zorile Bucovine. Cornelia Ciobanu, directorul Centrului de Creație Populară județul Botoșani. Colaborator al Centrului de Creație Populară județul Botoșani, Gheorghe Ciobanu. Ion Crețul, șeful secției raionale Fondului Pensionar al Ucrainei. Într-un ceas bun și o distracție plăcută. Părinte, poftim! Bună ziua la toți, la bună seară! Cum și-a amintit domnul primar, gospodarul satului, astăzi e o sărbătoare prin tot satul. Dar noi știm că orice sărbătoare și orice adunare vom începe cu, se începe cu un Tatăl nostru, care este rugăciune a dragostei lui Hristos,
rugăciune iubirii și de aceea noi, la rugămintea iubileaurului Mihai Diaconu, care timp de peste 45 de ani este activat aici ca un artist cu adevărat, un virtuos acordeonist, este ca să începem aceasta cu un minut de reculegere în memoria artiștilor care au plecat în veșnicie. Vă rugăm frumos să vă ridicați, să facem o rugăciune în Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, să însațească-se numele Tău, vii împărăția Ta, facă-se numele Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci și veci la Amin. Dumnezeu se odihnească pe toți artiștii, cei care au activat aici și au ridicat tradiția, câtipul nostru rămânesc între această localitate. Desigur, în primul și în primul rând, vreau să vă fericit cu evenimentele sărbătorilor de astăzi și de mâine. Astăzi, frații noștri, sărbătorii sunt Magu și Dimitrie, pe nou, adică, dar noi mâine vă sărbători cu Vioasa, Preoasa Maică, Maica Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și a întregii României. De aceea, eu astăzi vreau să-l fericit pe Mihail Petrovici, diaconul, cu acest eveniment important, pentru că au trecut 5 ani de când am fost aici tot pe această scenă, îl cunosc de când sunt și eu, am fost și eu pe această scenă, am fost și eu activat și eu într acest colectiv. Mi-a plăcut și îmi place cânticul, muzica și toate cele tradițiile românești care noi în fața lui Dumnezeu rătăm dragostea noastră față Dumnezeu, pentru că asta este. Mă bucur cazul că sunt mulți prieteni veniți aici care să-l felicite pe Mihail Petrovici, Mihail Diaconu, care desigur a fost și este și va rămânea totdeauna un om de onoare în satul nostru, un artist emerit, un acordeonist virtuos care a ridicat cultura în satul Boloca. Deci, aici se află în sală acesta prietenii, se află și floarea satului nostru, care este și în spatele nostru. Mă bucur de cazul că avem așa persoane deosebite. Mi-aduc aminte, eram la Rădăuț, de ziua Rădăuțelor, când colectivul dansatorilor și în Dioște, conducătorul artiștilor și muzică, adică Mihail Petrovici, diaconul, toți artiștii au dat un concert în fața acelor persoane care au venit și de la București, erau venit și de la Suceava și din toate localitățile și eu stăteam sus și când au trecut, că mergeau mai multe persoane, deci nu numai Voloca era, dar mai multe erau și din toate localitățile, când au trecut și au dansat și au cântat în fața acestor persoane, eu început să plâng. Se întoarce domnul Frunză Mihai, care a fost primar 24 ani la Rădăuț. Ce plângeți, părinte? Ce s-a întâmplat? Spun, aici a noștri, din Voloca. Bravo lor! M-au sărutat, spune, părinte, mă, ta, e o inimă foarte mare față de sat, față de îndioște, bravo lor! Și oamenii și ei, și chiar că ați văzut și știți că Voloca a fost, este și va fi totdeauna ocrotită de Dumnezeu cu această floare, cu acest gospodar, cu acești emeriți artiști care, desigur, cum este în primul și în primul rând astăzi iuliarul nostru, Mihail Petrovici, care venind de pe meleagurile Herțanii, a venit aici la noi în sat și a ridicat cultura și a făcut lucruri mari în cultura noastră volocenească. Mulțumim foarte frumos lui. Și cea mai frumos cadou care îl dau eu e să-i strâng o mână caldă și să-i mulțumesc, pentru că a făcut ce-a putut omul și a făcut ceea ce vedeți astăzi. Dar nu numai că a pus și el mulți, și mulți au pus puterici ca să ridice orchestra și toate, dar
o parte din aceea a fost și el care a făcut mult și a ridicat cultura muzicală, muzica în satul nostru. Deci, Mihai Petrovici, primiți cel frumos felicitări cu acest eveniment care îl aveți și fie ca Dumnezeu să vă ții totdeauna sănătos, voios și bucuros și credincios și să vedem aici 1 și 2 de zeruri și să ne întâlnim aici la frumoasă sărbătoare de 100 de ani. Atât îi doresc. Mult sănătate, fericire și mulți ani fericiți. Stimați Constantin, oaspet, bună seara Mihail Petrovici. Vreau să vă spun că a încercat acest om și a învățat multă lume să cânte la instrumente, a încercat și pe mine. Cânt și eu la bormașină. Acum, dați-mi voie să vă spun o poezie mică așa. De când s-a inventat acordeonul, îl mângâie pe el Mihai Deaconu. Vă rog să-l aplaudați. Orchestra Trandafir, acordeoniștii, orchestra de acordeoniști pe care i-a învățat ansamblu de acordeoniști pe care i-a învățat o viață întreagă, Mihail Petrovici, și toți care suntem pe scenă suntem datorați lui, Orchestra Școlii Mărțișor al Casei de Cultură Trandafir, cu un buchet de melodii frumoase, pe Aurion. Thank you.
iar acum va îl lua orchestra Tandafir, hora cu strigături, tot sub conducere lui Mihail Petrovici de acolo. Mulțumim pentru aplauze. Iar acum dați-mi voie să vă felicit și eu din partea mea cum pot cu o glumă frumoasă pe domnul Mihail. Deci îl întreabă părintele Ion Gorda pe domnul Mihail: măi Mihai, spune-mi te rog, de ce nu prea vii des duminica la biserică? Da, Mihai îi spune: părinte, numai ta știi prea bine situația, că numai muzicienii și preoții fac bani duminica. Iar acum așteptăm un cântec, îl știm pe Mihail Diaconu, nu numai orchestrant și dirijor de orchestră și învățător, dar și vocalist. Deci o să ne cânte un cântec azi în zori când m-am sculat. Vă rog să-l aplaudăm. Oh, încă n-am numai
mie. Azi e ziua ta, știu bine, oh, 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 și cu un an am trecut, mă. Asta mie, ai lămânța cu bucurie. Mă sărută, mă răsfață, când eram în tinerețe. Prietenii și-ai mei dușmani, mă, toți îmi cântă la mulți ani, mă. Iar copiii nu mă iartă, oh, ai îmbătrânit, măi, tată. Prietenii și-ai mei dușmani, mă. Să ajut omul supărat, mă. Și acum mă rog și eu să mă ajute Dumnezeu, mă. N-am, Doamne, de păcate și-mi dă, Doamne, sănătate. Asta, Doamne, te-aș ruga, mă. Apoi fie voia ta, mă. Dar nu aplaudați! Aplauduйте, будь ласка, ca și на державні мові, якщо ви не розумієте румунську. Будь ласка, аплодуйте. Не шкодуйте. Стимați Constantin, sunt locuri, vă puteți așeza în scaun dacă vreți. Dar acum v-am adus în fața dumneavoastră un îngeraș cu adevărat, Patricia Ivaneț, care o să ne cânte și o să ne încânte cu solo la naiv. Poftim, vă rog să susțineți, oameni buni.
acum dați-mi voie să o invităm în scenă pe Riepina Elena Mircevna cu un cuvânt de felicitare. Dozvolte să prosete în scenă Riepinu Elenu Mircevnu. Для привітання Михайла Петровича, вона є шефом культури і спорту нашого району, Глибоцького району. Дуже просто. Доброго дня, вельмишановні пані і панове, газди і газдині. Цього не стомлюся повторювати ошатного, розкішного селища, а тепер вже й громади Волока. Вельми шановний пане ювіляре, вельми шановний оркестр, який стоїть на сцені, маю сьогодні за честь вітати таку поважну, шановану людину у вашому краї у цей святковий вечір. Дозвольте, вітаючи вас, розповісти одну невеличку притчу. Оркестр переформатовується, я так розумію, якраз у мене є трішечки часу. Шановний ювіляре, вона для вас. Так, знаю, як це важливо, поправити всі шнури на мікрофонах, аби нічого не зачепилося. У одного гончара було два глечики. Один глечик був новенький-новісінький. На ньому виблискувала нова поливка, і він не мав жодної тріщинки ані зазюбринки. А інший глечик був уже досить-досить давній. Його гончар зробив давним-давно. На ньому було кілька тріщин, кілька надщерблин. І коли господар ніс воду із річки додому, то майже половину глечика води вихлюпувалося, виливалося через тріщини по дорозі. І новий глечик, отой молодий, він дуже часто насміхався над цим давнім. Він казав, для чого ти взагалі здався господарю? Подивися, тобою навіть неможливо носити воду, ти всю воду випускаєш по дорозі. От я – зовсім інша справа. Скоро господар тебе замінить. І глечик, який був дуже давній, інколи сумував і плакав. Йому було шкода, що він такий уже нездібний у господарстві. Одного разу це помітив господар. Він підійшов і сказав йому, чудний, чому ти сумуєш? Ти ніколи не звертав увагу на ту алею квітів, яка тягнеться від річки до мого дому. А ти знаєш, чому вони цвітуть? Тому що кожного дня, коли я ношу тобою воду, через твої тріщинки вода поливає цей квітник. І тільки завдяки тому квіти так буйно цвітуть на алеї. Шановні гості, шановний Михайле Петровичу, коли сьогодні відкрилася куліса, ми побачили цілу сцену, заповнену квітами таланту, який ви зростили своїм життям. Можливо, сьогодні десь сивина посріблила скроні, можливо, десь якась непрохана зморшка з'явилася біля очей. Але результат вашого життя, він вражає, він захоплює. Ви людина епоха в культурі, ви людина свято. І ті квіти, які ви зростили, створивши цей оркестр, продовжуючи плекати, передаючи досвід молодому поколінню, вони продовжують захоплювати усе наше товариство. Волока – це бренд, це особливий бренд, який впізнаєш на будь-якому фестивалі, будь-якому святі. Правда? І вітаючи вас сьогодні, я хочу сказати наступне. Нехай ніколи вас не турбують цифри. Ви настільки молода людина, настільки душею молода, поважна, щира, уважна до оточуючих, що ці цифри, цей вік не має влади над вашою завжди молодою душею. І для того, щоб ви завжди почувалися в житті упевнено, я вам дарую таке побажання такого розкішного золотого коня, щоб ви завжди почувалися в житті на коні, упевнено, в козацькій вашій вілей. Зі святом!
vă mulțumește pentru vorbele toate calde. Iar acum, în fața dumneavoastră, o să evalueze ansamblul popular de dansuri Mărțișor, cu un buchet de dansuri autentice din satul Voloca. Aranjamentul muzical este tot făcut de domnul Diaconu, care ani în șir a colectat melodiile autentice și le-a aranjat pe note. Deci, să așteptăm ansamblul Mărțișor. Domn și lucrător al culturii din Ucraina, Mihail Diaconu. Primește sincere felicitări din partea membrilor ansamblului popular de dansuri Mărțișor, cu privilegiul atingerii frumoase vârste de 65 de crizanteme. Și din inimă să-ți dorim, în această zi frumoasă, îți dorim mult să trăiești, toate cele ce-ți dorești, să n-ai lacrimi nici tristețe în fața pujori, noblițe, să ai sănătate și noroc cu familia la un loc. Îți mulțumim că ne-ai cântat când pe scenă am dansat, în comuna noastră Voloca și pe scenă din Hliboca. Îți dorim să cânti cu flăcărare și la sută aniversare. Pe drumul vieții drept să pășești, oamenii de viață să întâlnești, să fii model de omenie, îngerul păzitor alături să vă fie.
cred că va ridica dispoziția aceste dansuri frumoase din satul acesta. Dar acum am onoarea să invit în scenă pe doamna consul general la Cernăuți, Irina Loredana Stănescu, și pe ministrul consilier Ionel Ivan, cu un cuvânt cald de felicitare. Vă rugăm în scenă, vă rugăm să-i aplaudați. Aici în satul Boloca, alături de acest om minunat, căruia îi urăm multă sănătate, fericire și să ducă mai departe acestor tineri care sunt aici tradiția și obiceiurile pe care bătrânii le-au lăsat, și dânsul este înțeleptul satului, să zic așa, și transmite tinerilor de aici tot ceea ce el a învățat și a făcut un lucru minunat. Am emoții pentru că este prima mea ieșire în acest spațiu. Sunt bucuroasă să fiu aici. Sunt bucuroasă să felicit autoritățile locale care susțin aceste minunate evenimente. Vreau să-i înmânăm din partea Consulatului General al României această diplomă de excelență în calitate de ambasador care duce mai departe relațiile culturale româno-ucrainene. Atunci când am venit în consulat, am simțit că este o ființă specială, am simțit că este un om minunat și mă bucur să mă aflu la 65-a aniversare alături de dânsul aici și să-l simt atât de aproape și chiar a demonstrat că poate să aibă atâtea instrumente pe mână și nu este un lucru deloc ușor. Sunt impresionată de ceea ce faceți aici și vă felicit, domnule primar. Дякуємо за теплі слова, адресовані нашому ювіляру. Iar acum o să ne cânte o solistă care ne îndeamnă să ne iubim unii pe alții, să trăim așa de frumos și demn cum domnul nostru jubiliar și să nu ne pară rău după lume. Deci va cânta Elena Nofriciuc cu cântecul Rău îmi pare după lume. Să trăim să nu ne pară rău! Oh,
maestru, mulți ani vă doresc succes mai departe în viitor, fericire, bucurie și multe, multe sănătate. Iar acum, în fața dumneavoastră, o să evalueze domnul Mihail Diaconu și un elev bun la acordeon, Marius Poclitari, cu două piese, Hora și Sârba. Vă rog să-i susțineți, dragi.
Mulțumim, domnul jubiliar. Cred că după atâta muzică frumoasă în cap e și o pontă de mea. E mult, când încă Mihail Petrovici nu învăța pe atâți acordeoniști, la o nuntă cântau doi topari și un acordeonist. Și la un moment dat, topari între dânși vorbesc. Bă, ți-am spus și mai luăm o tobă ca asta cu acordeonul strâng tătă nuntă. Deci, iar acum, în fața dumneavoastră, va cânta o fată bună de gură, Violeta Lupașcu. Dragul mi-i portul și jocul. Vă rog cu aplauze să susținem. Eu că e bună de gură. Acum o să vă spun ce am pățit la raion. M-am dus la judecătorie și îl judeca pe un țigan. Și îl întreabă domnul: bă, de ce ai bătut nevasta peste gură, bă? Că e rea de gură. Trebuie să-i dai la fund. Hai, de fund e bună, e rea de gură. Iar acum în fața noastră iarăși o să evaluez ansamblu popular de dansuri Mățișor cu dansul bucovinean Golubare. Vă rog să-i aplaudați.
după acest dans o zis că mă primesc în ansamblu popular, că prea bine fluier. De bucat de timp și cam de când e lumea și pământul pe muzicanță îi vorbește lumea. Câți bieții, că nu dorm noapte cu nevestele lor, dar dorm la nuntă. Dar eu le spun la muzicieni să nu se ia în cap. Că dacă nu te mai vorbește lumea, să știi că ai murit. Iar acum, în fața dumneavoastră, eu o să evaluez un artist și viorist și cântăreț pe care îl vorbește lumea. Mă vorbește lumea Ion Botnaru. Vă rog să-l susțineți. Și felicităm din partea noastră, din partea mea, tatei, un mulți ani trăiască, vă iesc într-o finuță de mea care astăzi, cu Mihail Petrovici, are ziua de nașă. La mulți ani! Mulțumim frumos! Fii sănătoasă, ne mâncă! Ah. Iar acum, stimați oaspeți, stimați spectatori, am cea mai mare onoare să-l invit în scenă pe domnul Ion Paulencu, artist al poporului din Republica Moldova, cavaler de onoare, a Ordinului de Onoare din Republica Moldova și uncheașul Nicuța Zanove. Vă rugăm în scenă. El este din satul acesta și vă rog să-l susțineți și să-l aplaudați. Iar dumneavoastră vă rog program. Give me a
În satul ăsta. M-am născut și am apărut dintre dumneavoastră. Eu vreau să spun câteva cuvinte, n-am să vă rețin mult. Fraților, lumii frumoase, lumii culte, gospodari de talie mondială. Eu am conjurat trei sferturi al globului pământesc. Am văzut și la capitaliști cum fermieri și gospodarii. Nu există așa cultură și așa curățenie și așa frumusețe cum este la noi. Dar asta e altceva. Eu vreau să-l salut și să-l fericit pe Mihai cu vârsta lui frumoasă. Fraților, Mihai este un martir pentru satul nostru. O pleadă întreagă de muzicieni a pregătit omul ăsta. El este nu numai muzician, nu numai profesor. El este un, într-adevăr, un martir acestui sat. Frații mei, muzica este armonia între cer și pământ. Eu vreau să vă rog un singur lucru, nu pentru mine. Eu vreau să vă rog pentru toți artiștii ăștia care vă cântă atât frumos. Copilașii ăștia atât de talentați că mi-i mi s-au umizit ochii după culise. Chiar am plâns de bucurie că totuși eu vin din satul ăsta cu atâta cultură înaltă. Aplaudați, copii ăștia, nu vă zgârciți la aplauz, oameni buni. Nu vă zgârciți. Asta înseamnă că n-ați mâncat azi, încă o dată. Ei, măcar așa să-i aplaudați. Fraților, acum eu vreau să spun două cuvinte. Eu nu mă lingoșesc, eu nici n-am ce cumpăra, nici n-am ce-i vinde. Dar vreau să vă spun că despre primarul dumneavoastră din sat eu am auzit numai cuvinte frumoase, dar frumoase. Cu câți ne-am vorbit, mi-a spus, măi, ce-a făcut primarul ăsta, nu a făcut nimeni. Cu cine ne-am adresat, el ne-a ajutat. E așa sau nu e așa, voi știți mai bine, dar cred că e așa. Domnul primar, eu vă felicit că sunteți primarul unui sat extraordinar de cult. Fraților, eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru cât de frumos dumneavoastră păstrați sărbătorul de iarnă.
cât de frumos le sărbătoriți. Vă mulțumesc și mă închin până în pământ în fața dumneavoastră. V-aș ruga încă un singur lucru. Dacă ați putea, cât de cât, să restabiliți obiceiul din nuntă, fraților. Fiindcă bunii noștri au fost așa de mintoși că noi, fără aspiranturi, fără universități, ei aveau mult mai multe scaune la cap. Restabiliți un pic obiceiul din nuntă. Și eu vreau să vă spun numai un singur lucru. Uitați-vă cât de frumos se spunea unei soacre mici când îi lua mireasa de casă. Fata care a crescut-o, înzestrat-o, a învățat-o, apoi îi spunea așa, să trăiască mama soacră, că a crescut o mândră fată și are cinste cu dânsa. Că ea dacă nu o stăpâneie de rușini murea, nu a fost fată de bogat, dar e cinste s-a purtat. Nu a fost fată de avut, dar e cinste s-a ținut. O noptat unde, o noptat cu flăcâi la sfat, n-o stat. O venit de unde a venit cu flăcâi, n-o șuguit, cu coane și jupâni nirii, să-ți străine va stui ca bine. Cu colac și vorbi bune, să nu fugă de la tine. Și dacă greșe vreodată, o să rute și o iartă, că-i minte copchilarească, nu poate să nu greșească. Minciunele nu faceți, nici ascultați, că voi traiul stricați. Să trăiești cu animire și cu niții mirească, cu trai bun și cu dulceasă, ca primăvară înfloritoare, cu flori mirositoare, ca toamnă ce bogată, de toate mioșugată. Fraților, uitați ce cultură am avut noi și noi ne-am cam șters picioarele de țări. Vă rog, asta dacă mai restabiliți, sunteți cel mai mintos popor din lume. Și acum pentru domnul Mihai și pentru dumneavoastră, pentru toți, pentru toată orchestra asta frumoasă, pentru băiatul ăsta bicistic care conduce orchestra, pentru toți, eu vreau să vă spun o binecuvântare frumoasă și spun așa, Domnul să vă ocrotească cu mila sa de sus cerească, să vă dea unire în casă și tot binele pe masă, să se mulțească norocul cum se mulțește vara busuiocul și să fiți grași ca toamna, dar trăgălași ca primăvară, să fiți îngăduitori ca o grădină cu flori, să fiți înzestrați ca pomii vară încărcați de Dumnezeu ocrotiți de Maica Domnului Măriți. Amin! Să vă fim! Și aseară am fost la mândră, domnul operator, aseară am fost la mândră, dă-i cărbune! Ai. Înseamnă că n-am fost aseară la mândră. Mihai, după 65, e gândit de pe mine la mândră, sau nu? Yeah.
25 de ani mai încetat la mândri. Mulțumesc foarte mult, mă iertați, v-am plictisit un pic, dar aplaudați acești artiști. Muzica este, încă o dată, repet, armonia între cer și pământ și oamenii care suflă cu muzică sunt oameni buni la suflet, să știți lucrul ăsta. La revedere, vă sărut pe toți! Trăiți, mulțumim. Dar acum, dați-mi voie să-mi bat joc și eu de două cântece foarte frumoase, îmi cer iertare de la Gic Petrescu. Deoarece am învățat pe timpul Uniunii Sovietice, le-am tradus și eu în limba de stat cum am putut. Să mă iertați. O să cânt fără cărbune, așa. Păi cât o fost vara de lungă, păi cât o fost vara de lungă, păi n-am iubit ca să-mi ajungă toată vara. Jakeli to bylo dlouhé, jakeli to bylo dlouhé, nechvatilo meni love usé líto. Și mai am cântec când se duce luna să saculce, cum zic oam niște de noi cu dialectul nostru, dar tot a capelă. Când se duce luna la culcare, cine mă bea prin cârciumioare, este Ionel bate-l norocul, care bea să-și potolească focul, focul care arde inimioara, fiindcă nu-l iubește mărioara. Mare clar, traducere. Colemii să-ți duce hoce spate, kto pianii de v curșmu buhate, ця Иван Кошлях, бы его трафил, вибачте, переклад не вдався. Iar acum, în fața dumneavoastră, îi chemăm în scenă pe cei mai iubiți fanfariștii Volocii. Vă rugăm în scenă, băieți. Foarte frumos, fanfară. Sunt băiat bine, dar în toată studentă de șmără. Persoana Thank you.
Iar acum, stimați spectatori, vreau să vă întreb, ce are bărbatul și trebuie și nevastă, vei? Nu știți? Un prieten bun. Iar acum o să vină în scenă un prieten bun de-al lui Mihail Iaconu. Vă invit în scenă. Da, vin încă. Vin. Da. Până ei aranjează orchestra, că am făcut special, haos, vă povestesc ce-o pățit. Mă duc într-o zi la tata și aud cum vecinul de la Valea Gheorghe îl întreabă, băi, Colea, de când au trecut 50 de ani, cum, de când te-ai însurat, tot aud, îi spui nevestă, puișor, îngeraș, scump pietiu, ce așa tare iubești ca 50 de ani până la am uitat cum o cheamă. De asta tata o să vă cânte un cântec. Cum? Viață, viață, floare scumpă, vă fie. Bicicleta, că nu-i semnica dacă n-am bicicletă. M-a învățat la scrie și poezie. O să credeți, vrei, nu vrei, spun că cică rohovei, auzit am ieri în sat că trombonul l-a lăsat și s-a cumpărat odată pușca și cureaua lată. Cică rohovei, vă rog să susțineți.
Tăcem Dehu, că vin acei de casă. Vine șeful căsă de cultură, cel mai frumos primar de când e Voloca, și toți aceia care au organizat concertul Râșul Pozdravlească, mi se întâlnește. Stimate Mihai Deconu, care este lucrător emerit al culturii din Ucraina și din Voloca, este fondatorul și dirijorul orchestrei de instrumente populare din Voloca, Trandafir. El a fondat grupul vocal Bujorii, care, nu știu dacă n-au cântat, vor cânta azi, o să cânte foarte frumos. I-am scris câteva versuri, îmi spune câteva cuvinte în versuri. Cred că văd. În anii viitori, cu dreptul să pășești, alături de cei dragi să întinerești. Viața să-ți fie ca o sărbătoare, lumenată de bucurii și soare. Toamna să te mângâie cu crizanteme și fericire, dorințele să-ți fie zvor de împlinire. Să-ți dea Dumnezeu un car de sănătate, acordeonul să-ți cânte până la 100, frate. Succese și o viață lungă, mulți dolari și grivne în pungă. Ca-n Voloca noastră mereu să înflorească, doina, dansul și tradiția strămoșească. Sănătate și mulți ani, sănătate și mulți bani să ai, domnul Mihai. Mulțumate, domnul Mihail Deconu, sunt împuternicit de Consiliul Local, de deputații din Voloca, care mi-au dat, așa, din partea lor, o felicitare și vreau să o citesc. Mulțumate, Mihail Petrovici, primiți cele mai sincere felicitări cu împlinirea celor mai frumoase vârste de 65 de ani. Dorim să vă adresăm sincere urări de bine cu prilejul zilei de naștere. Vă dorim multă sănătate și fericire, împliniri și multe bucurii în toate. Să aveți pace în suflet și alături de cei dragi. Dorim de asemenea să mulțumim pentru rezultatele deosebite ale muncii dumneavoastră,
pentru contribuția enorm de mare în dezvoltarea culturii și muzicii populare în satul Vologa. A voastră activitate muzicală ocupă un mare loc în istoria culturii satului nostru, demonstrându-ne astfel dragostea față de grai. Sunteți un om de mare recunoștință și pentru eforturile depuse în calitate de om a dezvoltării culturii române pe meleagurile satului natal. Vă dorim multă sănătate, bucurii, tinerețe în suflet și optimism în continuare. La mulți ani, deputații și primarul satului Vologa. Îmi cer iertare în fața dumneavoastră, dar astăzi toate felicitările și toate mulțumirile au fost dumneavoastră. Însă au uitat toată lumea că n-aș fi voi dacă nu era mereu cu voi familia voastră, dar mai întâi soția voastră Silvia și copiii Florin și Valentin. Le mulțumim lor că ani de zile vă pregăteau și vă îndrumau spre Casa de Cultură, așteptându-vă tocmai dimineața. Vă mulțumim frumos din partea tuturor pentru Mihail Petrovici. La mulți ani! Mihail Petrovici, dați-mi voie ca din partea mea personală, din partea colectivului Casa de Cultură, din partea orchestrei, din partea bujorilor, din partea tuturor soliștilor care au astăzi au luat parte la acest frumos jubileu, să-ți dorim sănătate, putere de muncă mai departe, să facem lucruri frumoase și plăcute tuturor. Din partea noastră, un mic cadou financiar, mă ta ce dori, ce ți-i lua. Fii sănătos! Greu mai ies. Șeful casă este unei rasă. Până și cât o cădic de la mulți ani de domnul Deconu, vă rugăm. Șeful casă de cultură Ion Seminiuc. Hai și mulți ani pentru domnul Mihail Petrovici. Să trăiți! Ziua unei nuite meu drag, cu flori te așteptăm drag. Și în zile sărbătoare, primești o caldă urare. Să vinți mă toate toate, viață lungă sănătate. Răul să te ocolească, binele să-ți intre în casă. La mulți ani, la mulți ani, sănătate și mulți bani. La mulți ani, cu fericire, să aveți parte de iubire. Bine așa! Am mai trecut o zi de viață, bunere și speranță, iar în acest aniversar, urare-ți fac și un dar. Viața să-ți fie frumoasă, liniștit, armonioasă, Dumnezeu să te-o protească, binele să te ferească. La mulți ani, la mulți ani, sănătate și mulți bani. La mulți ani, cu fericire, să aveți parte de iubire. Așa, așa, așa. Mulți ani, cu fericire, să aveți parte de iubire. În ziua numelui tău drag,
bine așteptăm ca și în zi de sărbătoare primești o caldă urare să le poate și putere ca să treci peste durere. Răul să te ocolească, binele să-ți intre în casă. La mulți ani, la mulți ani și să prind supa de ani. Un nou loc și fericire să le-ți facă de iubire. La mulți ani, la mulți ani, să ne date și mulți bani. Un nou loc și fericire să le-ți facă de iubire. Andrei, să mulțumim, Andrei Petrovici, dată la mulțumim. Și avem o deosebită plăcere, un oaspete frumos al satului nostru, la jubileul lui domnul Diaconu. O avem în sală pe doamna Cornelia Ciobanu, care invităm în scenă, de la Botoșani, care este solista orchestrei Răpsuzii Botoșanilor. Să ne cânte și ea cu niște melodii frumoase. Poftim! Să aplaudați, să susținem. Bună seara, vă zic și eu. Și bine v-am găsit. Doamnă consul general, domnule primar, doamnelor și domnilor, domnule sărbătorit. La acest aniversar, Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Botoșani conferă domnului Mihail Diaconu, conducător artistic, lucrător emerit al culturii din Ucraina, cu prilejul acestui concert jubiliar, diploma de onoare. Pentru întreaga activitate, Dumnezeu să vă dea sănătate și câți mai mulți ani să fiți în fața acestei orchestrei și cu toți concetățenii dumneavoastră. Doamne ajută și la mulți ani! Și din partea instituției un album cu tradiții din țara de sus. Dați-mi voie și nu în ultimul rând să mulțumesc și să felicit pe domnul primar pentru că a organizat așa o manifestare de frumoasă, așa un jubileu extraordinar acestui om deosebit. Și în dorința de a fie o colaborare și mai frumoasă decât este, în speranța că pe mai departe tradiția noastră a botoșanilor va fi adusă aici la Voloca și a dumneavoastră de la Voloca la Botoșani. Și din partea mea, dragi spectatori, vă mulțumesc tare mult că sunteți aici la acest frumos jubileu. Am să vă dedic 3 melodii din țara de sus, de la noi, de la Botoșani. Ca vântul prin iar vedea să cât flăcăie nu se lasă.
săracul și nu vine o săptămână, iar eu îți pijiu stăpână, de stăpână pijucat, zi trompetă, zi și zi, dar mai tare pe barbat, zi trompetă, zi și zi, el la lucru, eu la joc, zi trompetă, zi așa, că eu am mai mult noroc, zi așa, nu te lăsa, hai trompetă lângă mine, zi așa, că îi zici gine, eu când am găguit, barbatul nu mi-a venit, mai am primit din vârtit. Mulțumesc! Și acum să dedic o melodie pentru toți cei care sunt plecați de acasă. Se intitulează O Hotar Nepăstuit.
alăturat. La pământ și una sus, măi rata din Lidlida, când la două jara pus, măi rata din Lidlida. E saltate și urcării, măi rata din Lidlida, și-o bănește la jos, măi rata din Lidlida. Nu mai gândi, a fost alta și e tot de-a din ceva, stai deoparte, sunt parata asta și-o pensat. A jucat la ricușine, lângă el nimeni nu vine. Dașul a strângit niște bani, ca și mânci bericuți, dașul bănuți un punct de strâns. Are băia de cârlat, dașul a strângit niște bani, ca și mânci bericuți, dașul bănuți un punct de strâns. Hei, hei, nu-mi juca pe petrecut, măi rapta mililita, strână mare și-o făcut, măi rapta mililita. Și-o bănașul nu-mi juca, măi rapta mililita, ca și când sărbă tatărat, măi rapta mililita. Și la pusă răzura, dar nu știe și-a luat, că-i frumos și-i stărit, dar-i pare zgârșit. Măi, Gheorghi, la stâna ta, nu știu care-i mândra asta. Ii stai joc pentru șoban, dar într-o băieți, măi băietani, bă, și tu să-mi vorbesc, să-ți dau mântre din joc când câteți. Ii stai joc pentru șoban, dar într-o băieți, măi băietani, bă, și tu să-mi vorbesc, să-ți dau mântre din joc când câteți. Hei, hei, strângesc așa și văr, măi ranta din Lidlida, și-o urta din după zăr, măi ranta din Lidlida. Când mândrii de tibriu, măi ranta din Lidlida, cu redul și din frăgău, măi ranta din Lidlida. Ia ca Gheorghii al lui Stata și-l mai înstări ceva, nimeni nu-l așteaptă barca și nu-i spune drag. Și-o curată și-o pănește, pe inima și se învârtește, Gheorghii stă pe s-o mori, că bășiți-l v-au găsit, vremea i-a trecut, măi. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Doamne ajute, ani mulți, sănătoși și fericiți și data viitoare am să aduc stimele să cânt și eu cu orchestra, nu? Da. Doamne ajută, mulțumesc tare mult. Mulțumim, doamna Cornelia Șoganu, română. Iar acum orchestra, mai avem câteva minute, nu m-ați plictisit, cred că. Mai avem câteva minute și orchestra Tandafir o să cânte hora de concert. După asta nu vă împrăștieți, că mai avem ceva. Interesant. Într-o zi, nașul îi spune lui Fină, mă, dacă te duci la piață în Valea, la Călin, că te rog, cumpără la mea, că mă rugat să-i cumpăr niște sutiene. Știți ce?
țățăroași de ăștia. Și merge cumpărătorul, merge firul la o tișchetă și întreb, și cam cum le are? Ca merele? Ca gutuile? Ca dovlicii? Poate ca o ușor? Ca oaule, dar prăjit de ochi. Iar acum, în fața dumneavoastră, o să evalueze Adrian Guz, care e finul lui domnul jubiliar, cu câticul A servesc cu nașul meu. Poftim! Oaspeți, într-această minunată seară,
mai are un vecin de-al meu acea o zi de naștere, Gheorghe Gorda. Vrem să-l felicităm și pe dânsul și să-i dorim la mulți ani. Cum mai trece viața omului? Trece, trece din picior, ca o pasăre în zbor. Doamne, cum mai trece, omul se petrece. Trece, trece din picior, ca o pasăre în zbor. Doamne, cum mai trece, omul se petrece. Ale! Am strâns, acum am de toate, nimic nu mai trebuie decât sănătate. Ai muncit, ai strâns, acum ai de toate, nimic nu mai trebuie decât sănătate. Ai copii și ai avere, ce folos când ai putere? Doamne, cum mai trece, omul se petrece. Ai copii și ai avere, ce folos când ai putere? Doamne, cum mai trece viața omului? De ce mă bătrânesc, de ce mă petrec? Dar stau câteodată în loc și mă gândesc. De ce mă petrec, de ce mă bătrânesc? Părul iau și cărunțit, puterile mi-au slăbit. Doamne, cum mai trece, omul se petrece. Părul iau și cărunțit, puterile mi-au slăbit. Doamne, cum mai trece viața omului? Doamne, de ce mă gândesc, de ce doamne mă bătrânesc? Doamne, cum mai trece, omul se petrece. Vreau să-ți doresc multă sănătate, bucurie și fericire. La mulți ani! Iar acum mai avem parte de un dans care se numește Hora și Sârba, Ansamblu Mărțișor. Vă rog să-i susțineți, sunt ai noștri.
Acum am primit o urgență, un telefon de la cultură. Mi-a spus așa: pentru ca să nu se facă în sat, să nu mai divorțeze tinerii, mi-a spus așa: acum la următorul număr rămân cu ochii deschiși nevestele nemăritate, fetele nemăritate și văduvele, restul care aveți soț, închideți ochii, că în fața dumneavoastră e groază. Cu jori vă luă ce vin. Bye.
I'm